Totul s-a petrecut puțin după miezul nopții în fața stației CFR Brașov. Polițiștii au observat că doi bărbați s-au luat la harță. Pe unul dintre ei au decis să-l legitimeze. Enervat, bărbatul a amenințat cu moartea un agent care a participat la intervenție. O persoană a proferat injurii și amenințări la adresa unui agent de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu. L-a amenințat cu moartea? Da, l-a amenințat cu moartea. I-a spus ceva de genul că o să stai gâtul. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și ultraj contra bunelor moravul și turbularea ordinii și liniștii publice. Persoana a fost reținută? Da, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul pentru care procurorii n-au făcut propunere de arestare preventivă riscă până la 5 ani de detenție. El n-a fost găsit pentru un punct de vedere, dar prezumția de nevinovăție ființează până la o decizie definitivă a instanței de judecată.